Până pe la mijlocul secolului al XIX-lea, pe Valea Jiului nu se întâmpla nimic. Nu exista loc de trecere, nu exista decât în cel mai fericit caz un drum pentru poștalioane. Cert este că dincolo de munți, la vremea respectivă, exista Imperiul Austro-Ungar. Austro-Ungarii au început exploatarea de cărbune, au dorit să extindă piețele. Pe de altă parte, cei din regatul României de la acea vreme s-au gândit că avea și ei nevoie de o legătură cu Transilvania. O legătură comercială, desigur. Și iată că din ambele părți încep oarecum prospecțiunile și ideea de a realiza o cale ferată care să traverseze Valea Jiului și să ajungă de la Târgu Jiu până la Petroșani sau chiar mai departe către Simeria. Cert este că, la vremea respectivă, bărul Bibescu-Brâncovan în Țara Românească îi cere guvernului Cogălnicianu dreptul de a concesiona lucrările. Îi se acordă, nu găsește finanțare, lucrările mor. Mai mult decât atât, austro-ungarii hotărăsc totuși să ducă lucrurile mai departe, fac prospecțiuni în partea cealaltă a munților. Lucrurile însă se opresc. De ce? Pentru că, bineînțeles, și geopolitica, dar și diversele jocuri politice interne din Imperiul Austro-Ungar sau din Țara Românească pun capăt la vremea respectivă ideii de a lega printr-o cale ferată cele două părți ale munților, respectiv acest defileu al Jiului. Istoria merge mai departe. În 1918 se încheie primul război mondial, ceea ce face ca această clădire aflată acum paragină în spatele meu de pe Valea Jiului să devină inutilă. Este fosta vamă a regatului României. Să nu uităm că pe aici se trecea, înainte de unirea de la 1918, din regatul României în Austro-Ungaria. Lucrurile însă se rezolvă. Transilvania se lipește regatului României și în acel moment se poate în sfârșit demara proiectul căi ferate Bumbești-Livezeni. Un proiect care începe în forță, dar care cunoaște mai multe opriri și din cauza crizei financiare și din diverse alte motive ce au legătură și cu politica și cu economia. Cert este că vine al doilea război mondial, care iarăși blochează proiectul, deși în 1940 el era gata în proporție de două treimi. Comuniștii vin la putere, preiau ceea ce alții făcuseră deja înaintea lor și mai mult decât atât încearcă să ideologizeze acest măreț proiect și să naște șantierul tineretului Bumbești-Livezeni. Să ne amintim de Bumbești-Livezeni. Cale ferată de mare importanță pentru economia țării. Tot felul de guverne burghezomoșerești trâmbițaseră necesitatea acesteia, dar niciunul nu a făcut ceva. În 1948, în numai 7 luni, tinerii veniți din toate colțurile țării, români, maghiari, germani, da, în numai 7 luni, au realizat 31 de kilometri de cale ferată cu 37 de tunele. O linie construită greu, foarte greu. A început în 1924 și n-ar fi bine să spun că a început în 1924, pentru că studiile ale Direcției Generale ale Căilor Ferate încep în 1913. Iată că 11 ani este studiată de cei mai pricepuți ingineri ai căi ferate. Au început foarte bine lucrările. Au început pentru că l-am avut acolo pe profesorul Caracostea, Grigore Caracostea, unul dintre cei mai mari specialiști în statica căilor ferate, în statica construcțiilor de căi ferate, ulterior un emerit profesor la București aici, la vârsta a treia. Și am avut și alte somități în domeniul construcțiilor. De 3 ori ca la brigade pentru echipa fruntașe. Hei, rup! Hei, rup! Hei, rup! Bum! În 1948, cu surle și trâmbițe și cu o glorie care nu le aparține, comuniștii dau în funcțiune această cale ferată. A fost un efort uriaș, este adevărat, făcut cu inginerii de dinainte de perioada comunistă, dar cu brigadieri aduși, îndoctrinați și înflăcărați. Ele, șantierele tineretului, au însemnat de la început școală de educație comunistă și revoluționară. În vara anului 1948, printr-o hotărâre a Guvernului României și o hotărâre de partid, sunt aduși acolo 29.000 de voluntari. Cine erau? Elevi, studenți, armată, trupe de căi ferate. Au fost peste 35.000 de oameni. Și începând de la 30 octombrie 1948, această superbă linie, strategică în primul rând, dar și economică, fără să fie în ultimul rând,
începe din bazinul Jiului să dea cărbune spre capitală, fără să mai ocolească nimic. A fost vorba despre 32 de kilometri de cale ferată, 31 de tuneluri, 123 de viaducte, o diferență de nivel de 200 de metri între Bumbești, în partea oltenească, și Livezeni, lângă Petroșani, și a fost nevoie de dislocarea 2,5 milioane de tone de piatră. Un efort așadar extraordinar, care arată încă o dată că ingineria românească, dincolo de ideologie, a însemnat și sper să mai însemne vreodată ceva.